Salut, sunt Mădălin și vă învăț springul astăzi, sau acordeonul, așa mi-a zis Sorin că se zice. Hai cu acordeonul, când o lăutărească. Cam așa e springul. Hai să vă învăț cum să facem. Întâi, cum să țineți mâna pe pachet, mâna dreaptă. Practic, mâna opusă mâinii în care țineți pachetul. Și țineți degetul mare aici jos. Și cealaltă trei degete să fie pe pachet așa. Și degetul inelar să ajungă în colț. Deci, ce trei degete. Și cel mic, nu știu, eu nu prea îl folosesc. Vă puteți folosi de el să țineți mai mult pachet, dar de obicei nu-l folosesc. Aplicați presiune în felul următor. Pur și simplu împingeți în ambele și dați drumul cărți una câte una. Ceva de genul. La început eu făceam ceva de genul, deci foarte mic, nu știu, ca să mă obișnuiesc, pentru că mă dureau mâinile, nu eram obișnuit cu cărțile, sunt foarte tare, dar după ce o să faceți o perioadă, nu o să se mai pare așa greu, o să obișnuiască mâna și o să puteți face mai ușor. Și important când faceți să fie cât mai curat când ajungă mâna, să nu ajungă, nu știu, ceva de genul. Când exersați, încercați să depărtați mâna. Deci la început faceți puțin, încet, și după aia încercați să depărtați mâna, dar să păstrați curat. Și faceți, nu știu, să nu faceți spre voi în burta voastră, adică să fie ceva de genul, că arată ciudat. Când îl faceți să fie mâinile, nu sunt paralele, nu sunt una deasupra celelalte sau la mama naibii, puțin, într-o parte. Ok. Te duci așa. Încă o dată, te rog? Da. Bravo. Păi, e copil cu minte. Mersi. Mai fă ca să... Uitați-vă cum arăta dacă l-ați face, nu știu, așa, arăta ciudat, sau dacă l-ați face pur și simplu drept. Nu știu, arată pur și simplu urât, nu este. Dați un subscribe, un share pe Facebook, lăsați un coment și faceți zi-vă mai frumoasă lui Sorin. Like! Like!